Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ai greșit scaunul, domn... Aici stă câștigătorul de cam dată, ăla din fruntea clasamentului. Așa că te rog frumos, eliberează zona. Știi ce ați mâncat? Ușnițe acum. Nu, ăsta cred că e desert. Tiramisu cred că este. Nu e desert. Nu e salată. E tradițional. Eu cred că sunt sarmale. E dita mai ceapa acum. Băi, dar cred ne-a văzut așa cum e. Mai mult la tine decât la mine. Mamă, câtă scorțișoară, toată scorțișoară. Băi, marocan, bame, e marocan, nu? Bame! Doamne ajută! Doamne ajută! Ce pățește palatul tău, Richard, aici? Băi, aici... Asta e sigur nu-i român. Este african aici. African? Marocan ceva. Castraveței ăștia așa mici, cum se cheamă? Bame. Bame. Wow. Nu simt arome din alea marocane, nu știu. Dar nu e marocan. Nu neapărat marocan. Zis că nu este din Maroc. E ceva mai neutral. Ăsta este mai mult... Israelian. Nici israelian, nu știu. Chiar nu are nimic, nu știu, nu înțeleg. Pare rău. Cu siguranță am muncit aici, adică nu este o farfurie făcută la întâmplar. La cât avem aici în farfurie, cu siguranță am muncit. Am muncit. Da. Cine este... Bună seara! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Poftiți! Cine sunteți? Sunt Mohamed Ișbarak, mi se spune și sultan. Sultan? Aveți așa o alură. De unde sultan veniți? Din Siria. Ce faceți în viața dumneavoastră? Sunt actor cascador. Ce înseamnă? Am și cai... E cascador din filme, știi? Cad cei care se aruncă, cei care... Am și cai, am club de echitație, fac agrement cu cai, învăț copii și adult la călărie, actorii la călărie, la lupte. Am făcut karate și otocan și luptă de stradă. Am un dan, centura neagră, un dan, la stilul și otocan. Și am fost campionul Siriei mai multe ori. După ce am terminat armata, m-am hotărât să plec în Italia. Prietenul meu a ajuns în Italia ca să luptăm cu pariuri pentru bani. Pariuri? Lupte de stradă? Lupte pe bani. Da, lupte pentru bani. Nu oficial. Nu. Dar m-a oprit în România și aici am rămas. M-am certat cu prietenul meu, dacă am zis lui, dacă vrei vino în România, oamenii aici sunt primitori. Am rămas în România, pentru că mi-a plăcut România. De câți ani a spus că sunteți aici? De 30 de ani. 30 de ani? Da. Era 13 ianuarie, am stat în Parcul Iure. De acolo a plecat dragoste pentru români. Dimineața, când coborau lume cu câinele în parc, aduceau mâncare la câinii care... Câinii vagabonzi. Aduceau chimie. A dumneavoastră stăteați în parc acolo mai mult? Și cât timp a stat? Da, am stat în jur de 3 luni. Am ajuns la domnul Nelu Secheli, la clubul de echitație, era în vremea aia pe jardarmerie. Îi spun tata. El m-a învățat cascadorii, m-a învățat călărie și de aici a plecat pasiunea mea cu cai. Și acum câți cai aveți? Am 10 cai. Învăț și actorii. La ce film ați lucrat? Am jucat în mai multe filme. De exemplu, acum jucăm la un film, se numește Egregora, cu mare pierdută, da? Și am jucat în film Washington, am jucat în film Django, partea a doua, da? Care s-a filmat acum 2 ani în România. Asta nu știam. Nici eu nu știam că care, se asta. Care e scena cea mai periculoasă, dacă trebuie să alegeți una? La filmul Django, că există multă explozie, multe cazături cu cai. Și caii nu pățesc nimic când cad. Totdeauna m-am gândit, nu știu, picioarele, văd cum se duc în față așa. Calul e învățat să cadă la semn. Se răstogolește singur la semn. Nu la semne, să dar semnul. Nu împiedicați dumneavoastră sau nu, să nu, 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 așa. Pe vremuri îl punea piedică pe față. Adică îl blochează picioarele în față. Dar noi, de exemplu, calul meu, pur sânge arab, care costă 60.000 de euro. N-am inima sau suflet să le accidentez. Sau să-l legați, să-l împiedicați. Nu, fac așa. Dar ceva. Dar calul, dacă își rupe piciorul, se mai vindecă? Niciodată. Asta este. Niciodată, că e ferească Dumnezeu. De ce e la șef la cuțite? Am venit ca să vă arăt tradiția noastră. Este un piat sirian? Da. Și cum se cheamă? Bame. Și porția e așa de mare, da, la dumneavoastră? Da, nu să mănânce pâine cu ea.
A, e mare. E mare, e mare. Ai zis că iau la pachet. Mie asta mi-ajunge o săptămână. Mi-a o lună. Domnul este cascador, mă, mănâncă da, mai eu, mult. Da, eu cât mănânc, mănânc. Pentru... Da, înțelegem. Este prima oară care mănâncă farfuria asta. Bame? Mâncarea e un sinonim de cultură. Zim ce mănânci și zic cine ești. Mă așteptam ceva mai puternic. Mai wow? Mai... Nu wow, nu wow, nu. Mai arabesc. Un gust care puteam să fiu mai sigur de unde provenea. Și, din păcate, nu. Mulțumesc. Mulțumesc. Am fost foarte atent la farfuria dumneavoastră și mi-am dat seama că este cineva care nu este din România și care vrea să ne transmită ceva. Sunt cetățean român acum. Cetățean român. Da. Dar tradiția a păstrat-o. Exact. Pentru mine a fost foarte interesantă și gustoasă. Mulțumesc frumos. Știți că noi nu știm cine este în spatele ușilor și jurizăm doar ce primim. Și n-am simțit un gust specific zonei. Am așteptat. Când am văzut-o, mi-am dat seama că clar nu este de la noi, este într-o altă zonă. Vă mulțumesc. Dumneavoastră a spus că sunteți cetățean român. Da. Cum ați reușit? Ați dat un examen? Ce? Da. Cum se întâmplă? Da. Eu chiar sunt curios că tot aud, băi, sunt cetățean român și o spuneți așa cu mândrie. Ce s-a întâmplat? Sigur, nu e ușor să-l iei cetățenie română. Prima dată am zis, mă duc să-l iau cetățenie și mă întorc acasă. Am știut că trebuie să învăț. Și ce v-a întrebat? Înainte să intru la examen, din comisie, un profesor zice, dacă am zis cine e Ștefan cel Mare, intri primul. Zic, serios? Zice, da. E foarte simplu, începe de la Piața Victorie, termin la Piața Obor. Am omul ăsta e aleșinat. Eu am luat așa, adică... Zice, tu ești sympatic, dar nu-ți dau. Du-te învață și îți dau. Bine, și a fost 17 ani, 18 ani. Și acum, curând, m-am dus, m-am învățat istoria, am învățat geografie. Ați luat cetățenia. Da, Constituția. Mulțumesc frumos! Vă dăm un cuțit al prieteniei. Dorim să vă felicităm pentru pasiunea dumneavoastră și pentru mulțumesc tot ceea frumos. Ce ați făcut. Mulțumesc frumos! Sunt foarte onorat să vă cunosc și poate vă găsesc să veniți să vă puneți pe domnul, la ciorpan, pe domnul la Alex aș vrea să-l puneți pe un cal, da. Cal care să cadă, să rupă picioare. Nu să-și rupă. Un, un armăsar nărăvaș. Oricum, nu am numai armăsare. Mulțumesc de simpatic. Îmi pare bine, mulțumesc frumos! Vă aștept! Mulțumesc, cu țara frumoasă! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!